Horațiu Mălele rămâne cel mai fin umorist din România. A dovedit-o aseară la festivalul Cinemaraton de la Câmpul Mușel, în fața unui public numeros, la evenimentul realizat de canalul de film Cinemaraton, partea grupului Clever Media, din care face parte Prima TV în parteneriat cu Dacin Sara, Centrul Național al Cinematografiei și Ceramus Film, a fost prezentat și unul dintre filmele pe care le-a regizat Horațiu Mălele, și anume Nuntă Mută. Într-o atmosferă boemă, localnici din prima capitală a țării românești, Câmpul Lung Mușel, s-au adunat pentru a participa la un eveniment de excepție, o seară cu Horațiu Mălele. Actorul, binecunoscut pentru umorul său de calitate, a stârnit ropote de aplauze la fiecare replică. Bună seara, doamnelor, domnilor, eventual domnișoarelor, mulțumesc că ați venit într-un număr atât de abundent. Asta aprobează excepționalul dumneavoastră bun gust. Și excepționalul meu bun gust, pentru că eu puteam să mă duc la alții, dar eu am venit la dumneavoastră. Cinemaratonul argeșean a dat ocazia lui Mălele să arunce cu replici și în public. Ca să rămâi sănătos, trebuie să faci sport. Bunicul meu avea 60 de ani când s-a apucat să meargă câte 8 km pe zi. Astăzi are 90 și abar n-avem pe unde ea. De fapt, ce e moartea? Moartea e felul naturii de a spune să o lași mai moale. Unul e aia, a bătut moartea la ușă. Cine e? Eu, moartea. Ce te-ai speriat așa? Credeam că e garda financiară. Celebrul actor a părăsit scena în aplauzele furtunoase ale celor prezenți. Iertați-mă, văd totuși acolo, iertați-mă expresia, în fund, pe cineva care nu râde deloc. Să știți că seriozitatea este refugiul omului cu o inteligență mediocră. Dacă mai e cineva în această sală pe care nu l-am jignit, îl rog să mă ierte. O seară bună! Organizatorii sunt convinși că din spatele generației de actori de aur ai României vine alta, la fel de inspirată. Horațiu a fost într-o formă maximă, ne-a oferit un recital absolut de talie mondială. Țara noastră este foarte bogată dacă are un artist de talie lui Horațiu Mălele, care este într-adevăr un artist de talie mondială. Să nu ne fie teamă să rostim aceste cuvinte.